și bine v-am găsit! Ne aflăm astăzi la o activitate de consiliere și dezvoltare personală. Numele meu este Georgeta Răduță, profesor consilier școlar la Câjuraie Ialomița, post normat la școala gimnațială numărul 3. Tema de astăzi, cicire rapidă și învățare eficientă. Ce vom discuta astăzi? Despre învățare, despre stiluri de învățare, cum să reținem informația mai bine. Vom face câteva exerciții de energizare mentală și o să vedeți că pe parcurs mai avem și alte surprize. Vom învăța despre metoda citirii rapide, absolut necesară în demersurile voastre de învățare școlară. Vom învăța despre modalități prin care se facilitează elaborarea și înțelegerea materialului de studiat, tehnici de învățare rapidă, cei șapte pași ai reușitei, câteva exerciții organizatorice despre valori personale și, bineînțeles, o să închidem activitatea cu un exercițiu de reflexie. Ce este învățarea? Învățarea este specifică fiecărei persoane. Așa cum fiecare individ este unic și persoana are o personalitate diferită de alteia și învățarea este în același timp unică, diferită de la persoană la persoană. Ea poate fi un proces complex care antrenează întreaga personalitate a omului, zestrea genetică și toate procesele psihice, inclusiv motivația. Poate fi și o determinare a schimbării în cunoaștere și în comportament. Și, bineînțeles, este și un indicator al performanței. Cum putem evalua noi o reușită școlară? Prin obținerea de performanțe. Învățarea constă în însușirea experiențelor, în primul rând, sociale, din familie, venim cu un bagaj din familie. Plecăm la școală, învățăm și de la școală, dar și de la grupul de prieteni. Și nu în ultimul rând, învățarea reprezintă dobândirea unor noi achiziții, unor noi competențe, unor noi abilități. Despre stilurile de învățare. Vreți să aflați? Este foarte important și ne ajută foarte mult în învățarea școlară. Poate ați mai auzit de stilul vizual, eu văd, de stilul auditiv, eu aud, de stilul tactil, eu simt, de stilul kinestezic, eu mă mișc. Să vedem ce putem face cu fiecare dintre aceste stiluri în parte. Stilul vizual ne ajută foarte mult în învățarea școlară să reținem tot ce vedem, tot ce fotografiem mental. Reținem grafice, diverse diagrame, notițele de pe tablă și, de ce nu, textul din carte. Stilul auditiv, ne place să auzim lecția când ni se predă. Ne place să auzim benzi înregistrate sau diverse melodii. Iar stilul tactil este foarte important în însușirea cunoștințelor. De ce? Pentru că avem nevoie de subliniat idei principale. Avem de extras idei principale și trebuie să le scriem. Mai avem nevoie să simțim ceea ce facem cu mâinile. Pentru că, virgulă, cartea o ținem în mână. Caietul îl ținem în mână. Pixul îl ținem în mână. Bineînțeles că, nu în ultimul rând, și stilul kinestezic ne este necesar dacă vrem să învățăm mișcări noi. Memorarea unor acțiuni din dansuri, pentru sport, avem nevoie de mișcări noi. Le reținem cu ajutorul stilului kinestezic. Dar pentru învățarea de zi cu zi, pentru materiile și discipline principale, stilul vizual, auditiv și tactil, sunt cele mai importante. M-am gândit că o prescurtare a lor nu ar strica. Să le reținem mult mai ușor, vizual, auditiv, tactil. Iar cel kinestezic să-l folosim când este necesar. De aceea avem elevi vizuali, avem elevi auditivi, avem elevi tactili. Și, bineînțeles, o altă pondere de elevi kinestezici care merg spre activități artistice, sportive, hobby-uri și practicarea altor sporturi. Nu există un stil de învățare pur, ci un melanj, așa cum am precizat mai devreme. E bine să le cuplăm, să le folosim, să le utilizăm. Ne sunt absolut necesare. Cum reținem informația mai bine? Despre piramida învățării sau conul experienței sau al învățării după Edgar Dale, un mare educator american, care a pus în practică toate aceste stiluri de învățare s-a considerat că se reține mai ușor 10% din informație prin citire, 20% din ce se aude, 30% din ce se vede, 50% și experiența audio-video și prin demonstrație, deci prin punere în practică, 70% din învățarea școlară și informațiile acumulate se reține prin lucrul în echipă, prin punerea în practică a acestor cunoștințe în proiecte comune, și în grupuri de discuție. Și cea mai productivă și cea mai eficientă 90% se reține prin utilizarea imediată a celor predate și punerea lor în practică. Suma a două cifre poate fi egală uneia dintre cifre. Da, și în ce condiții? Aș dori să răspundeți voi. Dacă doriți să răspundeți voi, fără ajutorul meu, puneți-mă pe pauză. Dacă nu, vă ajut eu. Zero. Despre metoda citirii rapide vom discuta acum, foarte necesară în însușirea cunoștințelor într-un mod mai alert, într-un mod mai rapid. Să citim cu ajutorul pointerului este prima metodă și cea mai utilă. Cu degetul arătător, arăt sau cu un pic sau cu un alt instrument, cu un creion, în cazul meu cu un stilus, vom urmări un text de la stânga la dreapta. Important este să imprimăm o viteză mai mare de citire. 2. Citim și agresiv. Nu e potrivit termenul, dar l-am numit așa. Citim rapid 2-3 pagini. Ne oprim, apoi două-trei pagini cu viteză normală. Este un exercițiu prin care noi ne coordonăm ochiul mental și forțăm un pic să realizăm această citire într-un mod mai alert. Dacă ne obișnuim cu cititul acesta rapid și apoi luăm o pauză, și începem, un alt citit. Cu viteză normală vom constata că deja noi ne-am obișnuit să citim mai agresiv, cum spune și a doua metodă. Este bine. Suntem pe drumul cel bun să ne însușim metoda de citire rapidă. 3. Privește și notează din memorie. Este foarte important să fotografiem ceea ce citim. Vedem 5-10 secunde pagina, textul, ce avem de memorat, de reținut, apoi scriem cuvintele reținute în timp ne va ajuta mai ușor să extragem cuvintele cheie și ideile principale. Foarte importantă și această a treia metodă. 4. Ne jucăm iar. Găsește numerele în ordinea crescătoare de la 1 la 50. Eu le-am numerotat pe această tablă aleatoriu. Puteți să preluați acest tabel și să-l utilizați pe o fișă, să o seroxați, să o listați sau efectiv să vă folosiți de aceeași pauză pe filmare și să treceți la treabă. Este nevoie să găsim în ordine crescătoare, de la 1 la 50, aceste cifre și să le notăm pe o foaie. Ne cronometrăm, nu uităm să ne cronometrăm. Le-am găsit, repetăm din nou exercițiul. Mai facem o pauză și putem repeta de câteva ori. Dacă lucrați pe această fișă, puteți să o și schimbați. Puteți să schimbați ordinea acestor cifre între ele. Pentru a ne spori viteza de citire, spiritul de observație, să ne crească și capacitatea de atenție și concentrare, mai ales și atenția distributivă. Am ajuns la pasul 5, a cincea parte a metodei de citire rapide. Vizualizăm, ne vizualizăm noi pe noi în momentul în care am atins oarecare viteză de citire. Dacă am atins-o pe care am dorit-o, e cazul să mă uit în oglindă și să-mi zâmbesc, că e foarte bine. Dacă nu, mai continui. Răiau din nou pașii pe care i-am expus mai devreme. Putem împărtăși și unui prieten. De ce să ținem informația doar pentru noi? Este important să citim mai repede și să învățăm mai rapid. Câteva modalități prin care se facilitează elaborarea și înțelegerea materialului din timpul învățării. Este o adaptare după doamna profesor Adriana Băban. Prima metodă și modalitate este activarea cunoștințelor anterioare. Activarea cunoștințelor anterioare e foarte importantă. De ce? Pentru că noi, între diferite activități, între diferite lecții, între diferite informații, facem conexiuni cu activitățile anterioare. Ați văzut că la clasă sunteți întrebați din lecția anterioară? V-ați pus întrebarea de ce? pentru că trebuie să ne aducem aminte, să reactualizăm informația deja predată. Realizăm analogii în timpul învățării. Aveți liber la realizat analogii, la realizat sinonime, găsim sinonime, ne antrenăm în diverse activități creative și memoria o punem la lucru. Pentru a reține mai ușor, ne folosim de câteva trucuri de memorare. Chiar dacă materialul este dificil de memorat, noi îl facem mai ușor cum? Prin suprapunerea de texte melodice, peste materialul de studiat. Utilizăm acronime, folosim metoda logic de asociere a diverselor idei din materialul studiat cu locurile care ne-au trezit nouă în memorie diverse amintiri plăcute. Asociem conceptele cu imagini sau creăm diverse povestiri. Și nu uităm să utilizăm concepte cheie. Sfatul meu prietenesc să folosim memocardurile. Ce pot fi ele? Câteva bucăți de cartonașe pe care noi vom scrie diverse idei principale sau diverse definiții sau formule sau lucruri care ne s-au părut dificile în momentul în care noi am învățat. Le putem purta peste tot cu noi, le putem reactualiza ca și informații oricând. Și ne ajută pentru examen. De ce nu? Nu uităm că se apropie examenele, trebuie să ne pregătim. Ultimul punct ca modalitate de facilitare și elaborare a învățării, organizarea materialului. Trebuie să ne facem scheme, schițe, să ne reprezentăm grafic materialul care îl avem de învățat, facem hărți, sumarizăm informații și notăm ideile principale. Despre învățarea rapidă este cazul să vorbim mai mult, învățăm niște tehnici. La școală, elevilor trebuie să le se dezvolte 8 competențe. Acest lucru prevede profilul de formare al absolventului de clasa 8 -a. A învăța să înveți este a cincea competență, alături de altele. Învățarea este o latură importantă și esențială în viața noastră. De multe ori spunem că venim la școală din plăcere, din mai puțină plăcere, sau din obligație. Dar trebuie să primim învățarea ca un mod de viață. Învățăm zi de zi, pas cu pas. Și tinerii, și bătrânii, și copiii învață. Cum? Prin creșterea vitezei de citire. Ne ajută pe noi să reținem informația mult mai ușor. Și am văzut anterior, în prezentare, că am învățat să citim rapid. Conștientizăm astfel modul cum funcționează creierul și ochii, cum se coordonează în timpul cititului. Aflăm despre tehnici care ne pot crește constant, viteza de citire și gradul de asimilare. 2. Ne pregătim mental și emoțional. Dacă avem nevoie de ajutor, de ce nu? Este cazul să apelăm la un specialist. În școli avem profesori consilieri școlari, avem și diriginți și alți profesori. Vă pot ajuta cu sfaturi, cu informații utile, cu metode de învățare rapidă și punerea lor în practică. De ce nu? Apelați la ei! Cu ocazia aceasta, îți vei mări capacitatea de atenție și concentrare, lucrând practic. Primești exerciții de energizare mentală și conștientizezi și gestionarea emoțiilor, care este absolut necesară în procesul de învățare. Crește în capacitatea de memorare prin repetări succesive. Nu trebuie să uităm, dar e esențial să uităm. Memoria și uitarea sunt două fenomene pozitive. Este normal să eliminăm balastul informațional ca să facem loc informației noi. Tehnicile de învățare eficientă consider că au fost extrem de utile așa cum vi s-au prezentat astăzi. Dacă voi aveți alte completări sau alte materiale pe care le puteți adăuga, E foarte bine să împrumutați din fiecare experiență de învățare, să învățați ceva nou. Cred că aveți și valori personale importante pentru perioada următoare. Dacă se apropie examenul, e bine să știm că inteligența, cunoașterea, poate realizarea personală, schimbarea, provocarea, sunt sarcini școlare, de fapt, care trebuie să îndeplinite. Competiția, de asemenea, ne pune să învățăm mult mai mult decât ceilalți, pentru a atinge succesul și a avea reușită la examen. Cei șapte pași ai reușitei la examen, din experiență practică, este important să punem cuvintele să muncească pentru noi. Puterea cuvintelor are o importanță foarte mare pentru noi toți. Ne automotivăm. Motivația intrinsecă, motivația interioară funcționează. Începe dorința de a învăța și obiectivul nostru care ar fi? Să ne apropiem de examen să atingem examenul și să luăm un rezultat foarte bun, să obținem un rezultat foarte bun. Puterea cuvintelor celorlalți pot funcționa asupra noastră. De ce? Pentru că vin din exterior ca o forță motrice să ne mobilizeze, să ne pună pe un făgaș al învățării pentru examen. Și de ce nu al învățării pentru școală? Am nevoie de ceilalți să-mi spună în exterior, adulți, părinți, bunici, profesori, profesori, consilieri școlari, să ne spună că trebuie să învățăm. Să ne apucăm serios de treabă. Pasul 3. Acțiunile mele de învățare școlară încep și ele în forță. Am mai multe informații din partea atâtor resurse. 4. Acțiune celorlalți asupra mea. Ce înseamnă? Dacă am nevoie de informații suplimentare, am lacune în învățare, am nevoie de clarificări, iarăși, apelați cu încredere, cereți ajutor. Aveți nevoie de informații noi pentru a vă clarifica anumite idei sau concepte din învățarea școlară. E cazul să faceți pregătire suplimentară sau, de ce nu, să învățați mai temeinic. Reiau acțiunea de învățare școlară pentru că am atâtea resurse la îndemână. Și, de ce nu, contribuie la succesul meu prin forțe proprii. Ajung la examen și sunt mulțumit de mine și de rezultatele mele, asta înseamnă că am depășit obstacolul și n-am decât să mă felicit și să mulțumesc și celorlalți care m-au ajutat. Vă propun un grafic de planificare săptămânală pentru a vă ușura învățarea. Obiectivul nostru principal și scopul nostru general este obținerea unei note bune la examen. La examen, în cazul nostru, de evaluare națională, la disciplina română sau matematică. Vă fixați aceste obiective, m-am gândit să avem pentru învățare un obiectiv pentru a face exerciții teme de lucru suplimentare și să recapitulăm. Ne trecem conținutul de învățare, poate fi un capitol, poate fi o lecție, lecția 1, lecția 2. Ce metode și strategii folosim? Fie că citim, fie că auzim. Deci aici îmbinăm clar stilurile de învățare care ne sunt nouă favorabile în reținerea și receptarea materialelor de învățare, materialelor noi. Ne alocăm un tip de învățare. Poate fi pe ore, pentru lecția 1 poate fi o oră sau poate fi 90 de minute, în funcție de ce nevoi avem. Nu uităm să repetăm. Este important să repetăm de mai multe ori conținutul odată citit pentru a fi reținut. Dacă rămân informații neparcurse, e cazul să repetăm. Este important să ne dăm feedback, ca la orice activitate școlară, dacă suntem mulțumiți sau nu de noi. De exemplu, n-am terminat de învățat ce mi-am propus din capitol, sunt parțial mulțumită de mine. Este cazul să fiu atent aici la conținutul care îl mai am eu de repetat și să fiu consecventă cu tema respectivă. M-am gândit că este mai bine să ne proiectăm activitățile pentru o săptămână de lucru, o săptămână de studiu. Pentru doi, m-am gândit să facem exerciții teme de lucru suplimentare. Câți dintre voi lucra suplimentar? Și dacă da, este foarte bine. Spor la lucru și continuați, sunteți pe drumul cel bun. Este cazul să continuați și pentru învățarea, pentru examen. Este necesar la fel să ne programăm câteva activități suplimentare, din culegeri, din texte literare suplimentare, de ce nu? Pentru că orice lucrat suplimentar este un beneficiu pentru noi, pentru dezvoltarea noastră și a competențelor de care vă vorbeam eu mai devreme, cele 8 din profilul de al de clasa 8 -a. Timpul de învățare, din nou vă spun, vi programați voi. Exercițiul de reflexie care vi-l propun la finalul activității are ca și scop să vă pună pe gânduri și să vă dea câteva teme noi de făcut pentru următoarea perioadă. Să apropie examenul sau nu, este foarte bine să ne amintim ce am învățat astăzi și să ne notăm. Au fost informații prețioase care cu siguranță vă vor fi utile și de ajutor. Ce voi pune în aplicare? Sunt anumite părți din activitatea de astăzi prezentată care poate v-au plăcut și chiar vă pun în Mișcare, inclusiv să fiți elevii de care ne dorim: să învățați zi de zi, să luați note și rezultate foarte bune la examen. Iar pentru ultima parte a reflexiei voastre, ce voi schimba la mine? Poate e necesar să mă schimb pe mine într-un procent de 30%, 20%. Să schimbi modul de a învăța, modul de a reflecta, modul de a pune în practică, este foarte important să conștientizăm înainte de examen. Este cazul, după ce am învățat atât și am lucrat și suplimentar, să recapitulăm. Le spun elevilor și în drum să recapituleze cel puțin de două, trei ori să treacă prin fiecare capitol. De ce? Pentru că e necesar să reținem. Memoria ne mai lasă uneori. De multe ori avem nevoie de memoria de lungă durată să fie operațională. Și o putem face operațională aducând conținutul învățării în prim plan, zi de zi. De ce nu? Dragii mei, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Spor la citi rapid și la învățat eficient. Succes la examenele naționale care vor veni. evaluarea națională sau bacalorat. Succes, o zi frumoasă să aveți. La revedere!